Consilierii locali au votat vineri într-o ședință extraordinară proiectul de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor municipalității către unitățile de învățământ. Proiectul a fost respins luna trecută. Nu s-a modificat nimic față de data trecută, atunci când nu au votat. Am înțeles că au greșit și își asumă această greșeală. Important e că de acum aceste școli pot avea terenurile în administrare până la sfârșitul anului și între timp să găsim soluții de comun acord pentru deschiderea acestor terenuri de sport, fotbal, handbal, tenis de câmp și așa mai departe. Și cred că e bine că acum, într-al 13-lea ceas, s-a rezolvat această problemă pentru a putea da la acest proiect în administrare temporar o bucată de teren celor care vor să investească în municipiul Suceava și în parteneriat cu noi să redea sucevenilor un teren de tenis de câmp, pentru că avem lacune la acest capitol. Odată cu aprobarea actului normativ, consilierii au deblocat un alt proiect important. Este vorba despre amenajarea gratuită a unui teren de tenis în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară. Investiția este realizată de firma de Deman. La inaugurare ar putea fi prezentă și Simona Halep. Două proiecte importante, darea în administrare a terenurilor și a clădirilor la școli. Până la sfârșitul anului, așa cum am stabilit, este un lucru absolut normal pentru a putea avea desfășurat o activitate normală la unitățile de învățământ. Și doi, acel proiect la fel de important, în care firma de Deman, care face un hipermarket la Suceava, se angajează să facă gratuit un teren de tenis la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Și sperăm noi poate să vină chiar Simona Halep la inaugurarea acestui teren, având în vedere faptul că cei de la Deman au o colaborare expresă pe acest proiect cu Simona Halep. Proiectul de hotărâre aprobat în ședința extraordinară readuce în discuție deschiderea terenurilor de sport care aparțin școlilor în afara orelor de curs. Cei mai mulți dintre directorii unităților de învățământ nu vor să permită accesul sucevenilor pe aceste terenuri care aparțin municipalității și care sunt întreținute din bani publici.